Semințele de usturoi sunt făcute din abundență după ce plantele de usturoi de casă înfloresc la sfârșitul primăverii sau la începutul verii. După ce usturoiul a crescut înalt și sănătos, trimite o floare încolăcită, cunoscută sub numele de săgeată de usturoi. În general, acele săgeți de usturoi sunt tăiate imediat ce apar, deoarece dacă planta își pune energia în semințe, nu va mai produce un bulb mare. La sfârșitul verii și la începutul toamnei se maturizează în capete grele cu bulbi de usturoi și acestea sunt semințele de usturoi. Fiecare bulbil mic de usturoi este un cățel de usturoi în miniatură și este de fapt o sămânță de usturoi. Cantitatea totală de semințe de usturoi produse depinde de soi. Tăiați bulbi și lăsați-i să se usuce într-o zonă protejată, bine ventilată, timp de câteva zile. După câteva zile, păstrați-le într-un loc răcoros ca uscat, de lumina directă a soarelui, până toamna sau până primăvara. Semănarea semințelor de usturoi este puțin diferită de plantarea cățeilor de usturoi. În timp ce căței de usturoi cu semințe vor produce o recoltă care poate fi recoltată în același an sau anul următor, semânța de usturoi durează puțin mai mult timp înainte de recoltare. Bulbul mic este mult mai mic decât un cățel de usturoi, iar planta va avea nevoie de un an întreg pentru a se stabili în sol și a crește la dimensiunea unui cățel de usturoi. Încă un an mai târziu va produce un bulb de usturoi care poate fi recoltat. Există două variante. Uneori e bulbi care suficient de mari pentru a fi folosiți la gătit. Ei se curăță foarte rapid spre deosebire de clasicul usturoi sau îl puteți lăsa peste iarnă în pământ și apoi în anul următor crește o căpățână adevărată de usturoi.